Doamnelor și domnilor, bun găsit din nou! A fost o adevărată sărbătoare pentru veteranii basketului din Reghin, dar și pentru participanții din Ardeal. Sala de sport din Parcul Tineretului a găzduit la finele săptămânii trecute cea de-a 62-a ediție a Cupei Prieteniei Old Boys. Turneul a reunit 6 echipe compuse din jucători trecuți de vârsta în alte performanțe în basketul românesc, dar care încă știu să se bucure de acest sport. Reghinenii de la Old Boys au pierdut la o diferență de 20 de puncte față de cei de pe primul loc și s-au clasat pe locul al doilea. Sala de sport din Parcul Tineretului a găzduit la finele săptămânii trecute Cupa Prieteniei la basket. Competiția organizată de Asociația Sportivă Old Boys Reghin a ajuns la ediția 62-a și a reunit 6 echipe din Ardeal, compuse din jucători trecuți de vârsta în alte performanțe în basketul românesc, dar care încă știu să se bucure de acest sport și știu să-l practice cu dragoste și recunoștință. Turneul devenit tradiție este un prilej de sărbătoare, care an de an îi aduce în prim plan pe veteranii basketului reghinean. Și nu numai. De această dată, sportivii noștri au cedat la 20 de puncte diferență, reușind să ocupe poziția a doua pe podium. Am ucis locul 2, am pierdut, într-adevăr. Am fost acolo la 10 puncte, 7 puncte, dar în final am cedat. Deci echipa Audohei fiind mai tânără decât noi. Deci condiția fizică. Și condiția fizică am cedat și am pierdut cu 20 de puncte. Sub 30, un singur jucător avem, restul peste 30 de ani. În cadrul emisiunii Sport Plus, de luni seara, moderată de Ghiță Zileriu, au fost prezentate două cărți, în paginile cărora se regăsește istoria și performanțele obținute de echipa Old Boys la Cupa Prieteniei, un turneu care de altfel este itinerant. Numai puțin de 19 titluri câștigate se află în palmaresul basketbaliștilor reghineni. Cupa transmisibilă este asta, da, deci, da, cea de pe carte, care fiecare turneu, cine câștigă, ia cupa. Cupa este în formă de hexagonal. Pentru că și fiecare sunt turneu câștigă echipa care a câștigat. Da. Deocamdată, până acum, momentan, Reghinul este pe primul loc, cred că cu 19 turnee câștigate. Răzvan, da, 19. 19 și după aia, cred că Odorhei. Odorhei cu 14, Gheorghen 13, 10 Sovata, 5 Sfântul și Ciuc, care o victorie. Printre cele 6 echipe participante în acest an la Cupa Prieteniei s-au regăsit Reghin, Sovata, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Odorheiu Secuiesc.